Sub umbra lui Piedone, Gabriela Firea mai trage odată, PSD i-a oficializat candidatura la primăria Capitalei. 3 ani și jumătate de închisoare pentru fosta ministra a Sănătății Sorina Pintea, decizia nu e definitivă. Războiul din Gaza și studenții parizieni de la științe politice protestează după modelul din Statele Unite. Și portret de candidat, astăzi Eugen Tomac. E vineri, 26 aprilie. Ascultați știrile zilei de la Recorder. În unanimitate, ca pe vremuri, conducerea PSD a aprobat candidatura Gabrielei Firea la primăria Capitalei, iar biroul electoral al Bucureștiului a constatat existența unei struțocămile politice. Alianța PSD-PNL nu mai există la nivelul orașului, dar pleznește de sănătate în sectoare. Gabriela Firea are de recuperat nu numai luna pierdută de cele două partide cu experimentul Cârstoiu. Elefantul din sufrageria PSD e candidatura la primăria lui Cristian Popescu Piedone, din partea PUSL, partid fondat de omul de afaceri Dan Voiculescu. Încă o dată, Gabriela Firea a fost întrebată dacă nu se teme de ruperea voturilor aceluiași electorat. Voturile nu le are nimeni în buzunar, nici eu, nici dumnealui, nici actualul primar. Voturile sunt ale cetățenilor și vom vedea cum vor vota pe noua linie. Electorat. Există astea riscul să împărțiți voturile electoratului de stânga? Astea sunt teorii. Eu mă bazez pe bucureșteni și pe echipa mea social-democrată, inclusiv pe președinte și pe primarii de sectoare, care mi-au arătat sprijinul, încrederea și mergem împreună, sperăm la victorie. Domnul Ciolacu a amintit din nou de scandalul azilelor. Credeți că acest scandal totuși vă va împiedica să obțineți un scor bun la alegeri? Mulțumesc pentru întrebare și mă bucur că mi-a spus această întrebare. Domnul președinte și prim-ministru Marcel Ciolacu a adus aminte acest scandal, tocmai subliniind faptul că eu nu am fost implicată, că nu am nicio vină și că nu am de ce să plătesc eu ceva ce nu am greșit. Doi dintre colaboratorii Gabrielei Firea, o fostă consilieră și un șofer care a însoțit-o în mai multe instituții, apar în dosarul DIICOT al azilurilor Groazei. Numeroase persoane în vârstă erau exploatate prin muncă, bătute și malnutrite în centre din județul Ilfov. Președinta PSD București a spus în repetate rânduri că nu avea știre despre cele întâmplate. Cât despre candidatura lui Piedone, cotidianul Libertatea scrie că eventuala retragere din cursă e încă subiect de negociere în ciuda anunțurilor publice. În cazul unei victorii a Gabrielei Firea, partidului Dan Voiculescu ar putea să primească la schimb posturi de conducere la instituții și companii din subordinea primăriei. Surse politice afirmă însă că PUSL ar pretinde chiar să-i se garanteze 20 de locuri eligibile la alegerile parlamentare. Ieri, premierul Ciolacu spunea că PSD nu i-ar mai oferi nimic primarului din sectorul 5. Eu am terminat ce am avut de spus și de transmis domnului Cristian Popescu Piedone, am încheiat. Îi urez din acest moment sănătate. V-a făcut și el o ofertă, spunea că vă poate ajuta în toamnă prezidențiale? Vedem la prezidențiale. Ați accepta genul ăsta de ofertă? Vă rog frumos, am încheiat orice dialog și orice ofertă pentru domnul Cristian Popescu Piedone. Liberalii, care l-au aruncat în cursa pentru București pe Sebastian Burduja, nu par să-și facă vreo iluzie în privința șanselor acestuia, așa că partidul lui Nicolae Ciucă se ocupă cu altele. L-a reprimit pe Viorel Cataramă. Patronul magazinelor de mobilă Elvila e fost senator PNL. În perioada comunistă a lucrat în comerțul exterior, iar în documentele de la CNSAS apare ca informator al securității, fără să fie avut calitatea de colaborator. În perioada pandemiei, Cataramă s-a îmbrățișat intenționat cu un bărbat infectat cu coronavirus. Doi dintre liderii PNL au avut legături strânse cu securitatea comunistă, Constantin Bălăceanu Stolnici a colaborat cu aceasta până la căderea regimului și a beneficiat de bani și de mai multe avantaje. Mircea Ionescu Chintus, fost președinte al Senatului, nu a negat că fusese racolat de securitate, dar a spus că nu a fost colaborator în sensul dorit de regim. O instanță din București a stabilit în 2002 că el nu a făcut politică.
Fosta ministră a Sănătății Sorina Pintea a primit o condamnare de 3 ani și jumătate de închisoare pentru luare de mită. Ar fi încasat 10.000 de euro și 120.000 de lei. Banii reprezentau 7% din valoarea unui contract de achiziție publică pe care l-a semnat în calitate de manager al Spitalului de Urgență din Baia Mare. Decizia nu e definitivă, recurs se poate face în termen de 10 zile. Sorina Pintea ar fi încasat șpaga chiar în spital, un flagrant delict a fost organizat în biroul său în februarie 2020. Arestată preventiv, ea a fost eliberată din cauza stării de sănătate, afirmă că suferă de o boală autoimună foarte gravă. Alo, bună ziua, Raul Bambu, sunt de la Recorder, vă deranjez. Aveți 2 minute, domnule primar. Nu, pentru că sunt la o mormântare și nu pot să vorbesc acum, vă rog. Am înțeles, voiam să vă întreb de strada aceea surprinsă. După cum ați auzit, primarul din Slănic Prahova, Daneluș Costea, era ocupat. Între timp, terenul continuă să se taseze sub o stradă din oraș care s-a surpat brusc. O groapă de circa 2 metri s-a format acolo, iar mai bine de 40 de locuitori din zonă au fost evacuați. Traficul, evident, a fost interzis. Măsurători zilnice vor continua să se facă pentru a vedea dacă situația se agravează. Astăzi, terenul s-a tasat cu circa 20 de centimetri. În apropierea locului în care strada s-a surpat este Salina Slănic-Prahova. La o adâncime de peste 200 de metri, acolo se află o mină de peste 50.000 de metri pătrați. Totuși, prefectul Emil Drăgănescu așteaptă concluziile oficiale în privința cauzei accidentului, deși premierul Ciolacu pare deja foarte sigur. Ce vreți să fac? Să știu unde s-au făcut drumurile peste mine? Acolo s-au dat niște autorizații când s-au făcut acele drumuri. Sunt anumite istorii. Dar nu-mi cereți să știu v-a unde. Informat, de exemplu, în Râmnicu Sărat, în județul Buzău, erau niște hrube după timpul lui Brâncoveanu și s-a lăsat drumul. O foarte importantă universitate din Statele Unite a anulat ceremonia de absolvire din cauza protestelor pro-palestiniene. La Universitatea Californiei de Sud se strâng în mod obișnuit circa 65.000 de persoane la fiecare astfel de ceremonie. Sute de studenți au fost arestați în urma protestelor, iar mișcarea se internaționalizează. În Paris, studenții celebrului Institut pentru Studii Politice au blocat astăzi instituția. Manifestațiile din America au izbucnit în New York, la Universitatea Columbia, iar ele s-au extins în 10 de campusuri. Participanții le cer universităților să oprească orice colaborare cu acele companii sau industrii implicate în vânzarea de arme către Israel. Izbucnit după atacul fără precedent al Hamas din 7 octombrie, războiul din Gaza a făcut, potrivit oficialităților locale, peste 34.000 de victime. Un tribunal din Ucraina a hotărât să-l aresteze pe ministrul agriculturii. Mykola Solski e bănuit că s-a implicat în cumpărarea ilegală a unor terenuri din proprietatea statului în valoare de 7 milioane de dolari. Deși se declară nevinovat, demnitarul de la Kiev și-a dat demisia, el este primul ministru din timpul președinției lui Volodymyr Zelensky, care are calitatea de suspect într-un dosar de corupție. În vârstă de 44 de ani, Solski a coordonat eforturile Kievului de a menține exporturile de cereale. Invazia Rusiei a blocat transporturile de pe Marea Neagră, iar terenurile agricole au fost minate intens. Zelensky l-a înlocuit anul trecut pe ministrul apărării, tot în urma unor bănuieli privitoare la acte de corupție. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, Diicot Gorj anchetează posibila vânzarea unui copil de 6 ani. Părinții înșiși ar fi încasat câteva sute de lei ca să accepte ca el să fie trimis în Germania. Procurorii bănuiesc că băiatul ar fi fost scos din țară cu ajutorul unor documente false. Oficialitățile au început procedurile necesare repatrierii, a spus la Antena 3 ministrul familiei Natalia Intotero. Familia mai are 2 copii, de 8 și de 2 ani, care sunt acum în grija autorităților locale. Personal, eu nu am discutat cu părinții copilului. Eu am fost ieri dimineață personal și am vizitat pe frații minorului în cauză, care în momentul de față se află bine îngrijit de către statul român. Am încercat să stau mai mult timp cu ei, să văd cum se integrează, dacă beneficiază de consiliere psihologică, cel puțin surioara care este mai mărișoară, are chiar nevoie din punctul meu de vedere. Sunt bine, sunt îngrijit, am încercat să socializez mai mult cu ei.
3,5 milioane de euro pentru tratarea dependenților de jocuri de noroc au rămas nefolosite. Europa Liberă scrie că banii s-au strâns anul trecut dintr-o taxă aplicată tocmai cazinourilor și sălilor de păcănele. Totuși, programele pentru tratarea celor peste 100.000 de dependenți se lasă așteptate. Serviciul prin care ele ar fi trebuit să înceapă are doar 3 angajați. În lipsa unui coordonator, activitatea e condusă de departamentul de marketing. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc se așteaptă ca anul acesta să încaseze din aceeași taxă peste 14 milioane de euro. Dacă tot ai la dispoziție cel mai vizitat muzeu din lume, de ce să nu profiți? Organizatorii Jocurilor Olimpice din Paris le permit doritorilor să facă yoga sau exerciții fizice ușoare la Louvre, în mijlocul unora dintre cele mai frumoase colecții de artă. Sesiunile au loc dimineața, înaintea programului obișnuit al muzeului. Nu sunt chiar ieftine, un bilet costă aproape 40 de euro, dar include accesul într-o expoziție dedicată olimpismului. Jocurile de la Paris începe 26 iulie, iar Louvre-ul va fi în centrul lor. Flacăra olimpică va face o oprire acolo, iar probele de ciclism pe șosea și de maraton vor trece prin curtea muzeului. Continuăm cu rubrica Portret de candidat, care îi prezintă pe cei mai importanți dintre politicienii care ne cer votul la locale și la europarlamentare. Cu ce s-au remarcat până acum și în ce fel ar putea să ne reprezinte în viitor. Astăzi, Raul Bambu reface traseul lui Eugen Tomac. Eugen Tomac s-a născut în 1981 în localitatea Babele, la vremea respectivă în sudul Basarabiei, acum aflată în Ucraina. A venit în România la 17 ani, printr-o bursă oferită de guvern etnicilor români din jurul granițelor. Primul său loc de muncă a fost la revista Magazin Istoric ca redactor, potrivit CV-ului publicat pe site-ul Parlamentului European. În perioada 2000-2004 a fost președinte al Ligii Tinerilor Români de Pretutindeni, după care a coordonat proiecte de tineret prin Centrul de Educație Democratică. Apoi a intrat în sfera de influență a fostului președinte Traian Băsescu, considerat creatorul politic al lui Eugen Tomac. A fost angajat în 2006, pe când avea 26 de ani, la Palatul Cotroceni, ca expert responsabil pentru relațiile cu românii de pretutindeni. De altfel, în timp a devenit un apropiat al familiei Băsescu. E născută pe 4 noiembrie, de ziua mea. Să fie sănătoasă și să aibă noroc în viață. Îi dorim ceea ce îi dorim și fetiței noastre, să fie păzită de tot ce-i rău în lume, să fie sănătoasă, să aibă parte numai de bucurii. I-a dat un cadou celei mici? Da, la biserică i-am dus o icoană cu Sfinții Constantin și Elena, pentru că o cheamă și Elena, și o pereche de cercei. Din 2009, imediat după ce cabinetul condus de Emil Boc a fost investit, Eugen Tomac a fost numit secretar de stat pentru românii de pretutindeni la Ministerul de Externe. A rămas în funcție în perioada guvernului Mihai Răzvan Ungureanu, șeful SIE ajuns premier. A demisionat în 2012 după căderea cabinetului Ungureanu. A devenit pentru o scurtă perioadă consilier de stat la administrația prezidențială, iar la finalul anului 2012 a câștigat primul mandat de deputat în Parlamentul României. Pentru el a urmat un nou mandat în Camera Deputaților și la alegerile din 2016. A fost membru PDL din 2008 până în 2012, iar din 2013 a ajuns în conducerea partidului Mișcarea Populară. Mișcarea Populară! A apărut și doare acest lucru, pentru că știu că noi vom spune adevărul tot timpul. Ne preocupă prezentul României, ne preocupă viitorul României. Vrem ca țara noastră să fie respectată și apreciată de partenerii noștri. Am ieșit în stradă. Ponta și Antonescu trebuie să facă două lucruri elementare pentru ca România să fie respectată în Europa. Acești bolșevici trebuie să plece. Din postura de lider PMP a fost propus în 2016 pentru funcția de premier. Pentru că suntem opoziție, am făcut și o propunere pentru funcția de prim-ministru. Cel desemnat de noi, cel propus de noi, domnului președinte Iohannis, este domnul Eugen Tomac. Eu sunt cel mai bun, dar nu suficient de tânăr. Da? Venim cu oameni noi în politică. Este cel mai longeviv lider al acestei formațiuni, pe care a condus-o în total aproximativ 7 ani, cu câteva perioade de pauză. Șefia Partidului Mișcarea Populară a fost disputată în ultimii ani de Eugen Tomac și Cristian Diaconescu, provocând un scandal care mai are și azi ecouri.
Pe scurt, Cristian Diaconescu a acuzat că în 2022 Eugen Tomac nu a fost ales legal președinte al partidului. A mai urmat încă un congres în 2023, la care tot Eugen Tomac a ieșit șef. Nemulțumit, Cristian Diaconescu a contestat în instanță situația. O primă decizie în favoarea lui Eugen Tomac a fost dată în 2022. Recent, PMP anunța că recursul lui Cristian Diaconescu a fost respins de Curtea de Apel București. Pe acest fond, PMP a fost aproape să rateze participarea la alegerile din 9 iunie, pentru că Biroul Electoral Central a respins protocolul de constituire a Alianței Dreapta Unită USR-PMP Forța Dreptei. Situația s-a tranșat la Înalta Curte de Casație și Justiție, care a validat până la urmă protocolul Alianței Dreapta Unită. Eugen Tomac a terminat Facultatea de Istorie la Universitatea București în 2003, iar lucrarea de licență a avut tema Basarabia, provincie românească la periferia URSS. De altfel, preocupările lui Eugen Tomac cu privire la Republica Moldova trec dincolo de sfera relațiilor diplomatice. Înainte de alegerile pentru Parlament din 2020, Eugen Tomac declara obiectiv de țară unirea României cu Republica Moldova. Continuăm proiectul unirii Republicii Moldova cu România, pentru că este obiectivul nostru de țară. Tot atunci susținea și un parteneriat mai strâns între biserică și stat. Noi, ca partid creștin-democrat, milităm pentru un parteneriat între stat și biserică. Biserica nu trebuie izolată. A câștigat primul său mandat de eurodeputat în 2019. S-a remarcat la Bruxelles după ce a dat în judecată Austria la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru refuzul de a primi România în spațiul Schengen. Tribunalul de la Luxemburg i-a respins acțiunea, iar politicianul a făcut recurs. A militat pentru primirea țării noastre în spațiul de liberă circulație și în dezbaterile din plenul legislativului european. Ne sunt încredite drepturi fundamentale, pe cum libera circulație în spațiul Schengen și libera circulație a bunurilor din România și Bulgaria. Credem că în acest moment Comisia trebuie să fie dreaptă și să pună la punct guvernul de la Viena, care în mod nejustificat blochează accesul României și Bulgariei în spațiul Schengen. Acum ocupă locul 3 pe listele Alianței Dreapta Unită, chiar după Vlad Voiculescu, politician pe care îl critica în pandemie. Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Mâine, rezumatul săptămânii e de găsit în newsletterul nostru scris, realizat de colegii Claudiu Radu și Alex Enășescu. Știrile zilei și toate celelalte produse Recorder nu ar fi posibile în lipsa susținerii din partea donatorilor. Dacă sunteți salariat în această perioadă, puteți completa formularul 230 prin care redirecționați 3,5% din impozitul pe venit pentru Recorder. Găsiți formularul în comentarii, dar și pe site-ul nostru. Întregul proces durează mai puțin de un minut. Ne auzim din nou luni seară. Sunt Filip Stan David. Toate cele bune!